inspirate de tine. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări așadar tuturor. Trăim aproape 2 luni de război și nimeni nu poate spune când anume se va sfârși. Ce se întâmplă în continuare în Ucraina și cum ar putea evolua situația? Ne uităm la ce trăim noi înșine, ce învățăm cu toții din vremurile pe care le trăim, care ar fi lecția pe care am putea o preda copiilor noștri. Vă așteptăm în direct în această seară, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În studioul Europa FM este medicul psihiatru Vlad Stroiescu. Te salut, Vlad Stroiescu, mulțumesc tare mult pentru că ești cu noi. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat. Imediat discutăm, ni se alătură într-o legătură telefonică directă Marin German, jurnalist, politolog din Cernăuți, stabilit în prezent în România și colaborator Libertatea. Te salut, Marin German. Bună seara. Începem discuția noastră prin a înțelege ce se întâmplă în Ucraina și cum ar putea evolua situația de acolo, Marin German, pentru că Rusia a lansat noi atacuri în sudul, în vestul Ucrainei, la fel în estul Ucrainei. Ce ar putea urma acolo, spunea președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Anunțăm un iminent atac masiv din partea Rusiei și o declarație în exclusivitate pentru Europa FM făcută de viceprimarul din Mariupol, Sergei Orlov, care spune așa: Mariupol e blocat, nimeni nu poate intra sau ieși, rușii folosesc crematorii mobile pentru a-și ascunde crimele, aceștia iau trupurile oamenilor și le duc în alte părți. Dispar pur și simplu trupurile. Rezistăm acum cu ultimele puteri, nu avem decât moralul și curajul armatei. Ce se întâmplă în continuare acolo, Marin German, și încotro evoluează situația? Ce ar putea urma? Asistăm, de fapt, la o prelungire, la o transformare a acestui război într-un război de lungă durată. Din păcate, ucrainenii își doreau încetarea războiului cât mai repede posibil și prelungirea războiului înseamnă tot mai multe victime, atât în rândul militarelor și mai ales a civililor, bătrânilor și copiilor. Astăzi, de exemplu, dimineața a fost atacat au fost atacate mai multe obiective în regiunea Lvov sau Lvov, în apropierea Poloniei, și este foarte trist că pe pagina primarului orașului Lvov, Andrei Sadovâi, a apărut o informație că a fost ucisă o femeie și un copil care întocmai au sosit cu câteva zile în urmă din Kharkov. Au fugit de război și au dat peste rachetele Rusiei exact în zona în care se credeau că sunt într-o mare securitate. Se așteaptă toți, de fapt, la o escaladare a conflictului în estul țării, unde, de fapt, s-au concentrat tot mai multe resurse ale ambelor părți, conștientizează Kievul riscurile securitare din această zonă și consolidează fortificațiile, dar, în egală măsură, astăzi, consilierul președintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovici, care este informal și formal un ideolog militar, un strateg militar al administrației prezidențiale de la Kiev, a spus că Ucraina nu va aștepta atacul Rusiei, ci va încerca să elibereze cât mai multe localități și chiar a încercat să atace forțele ocupante, după cum spune Kievul, și să ia prin surprindere, să nu aștepte până când Rusia se va redisloca și se va folosi de această pauză operativă pentru consolidarea propriilor forțe. Deci sunt niște tablouri, niște imagini triste din Ucraina, cu o populație foarte obosită de război, dar nu este Ucraina la fel, pentru că zonele celelalte neafectate de război, inclusiv orașul Cernăuți, orașul Ujgorod, Mukachevo din vestul țării, par ca așa cum a fost tot timpul. În afară de faptul că au venit foarte mulți refugiați, oamenii își duc viața în mod normal, de parcă nici nu există război în unele orașe din vestul țării. Spunea viceprimarul din Mariupol, 70% din oraș e controlat de ruși, dar vorbim despre o ocupare temporară. Sunt vorbe spuse doar ca să dea încredere oamenilor armatei ucrainene, sau cu adevărat Mariupol în situația dată ar putea fi, nu știu, recâștigat de Ucraina?
De fapt, această noțiune de ocupare temporară este una tradițională pentru politicienii din Ucraina și chiar există legea teritoriilor temporar ocupate și potrivit acestor noțiuni și explicații, și pe, anume pe ele s-a bazat primarul de Mariupol când a declarat pentru postul dumneavoastră de radio, se spune că sunt teritorii temporar ocupate, chiar și Crimeea este recunoscută prin lege în Ucraina, o peninsulă temporar ocupată. Pe de o parte, se încadrează în normele legislației ucrainene, dar și normele legislației internaționale, este o nerecunoaștere a faptului că sunt ocupate de totdeauna. În cel de-al doilea rând, desigur, este, după cum ați spus, o metodă de a încuraja populația, dând de înțeles societății că sunt temporar ocupate, Ucraina nu va lăsa oamenii de acolo pe mâna rușilor, vor încerca să recupereze aceste teritorii și să le elibereze. Sunt fel de fel de informații pe marginea acestor subiecte. Din păcate, în Azovstal, cea mai mare întreprindere de siderurgie din estul european și chiar din Europa, în subsolurile acestui combinat metalurgic, se ascund atât militari ucraineni cât și civili. Sunt situații foarte complicate în Mariupol, o catastrofă umanitară, un oraș care de fapt nici nu este, un oraș care era oraș, iar acum au rămas doar clădiri și oameni speriați. Cine știe câte orașe asemănătoare cu Bucea sau mai rău decât Bucea vor fi descoperite după ce va trece o perioadă de timp și vom avea acces la toate aceste informații și cazuri absolut șocante pentru secolul 21. Ce-ți spun oamenii de acolo din Ucraina? Ce informații primești din partea lor? Am realizat mai multe interviuri cu fel de fel de persoane, inclusiv agricultori, unii, de exemplu, în regiunea Harkov, în pofita faptului că sunt sub ocupație, au ieșit cu tractoarele și au însămânțat terenurile, chiar și-au pus drapelul Ucrainei, spunând că le este tot una, că sunt sub ocupație, trebuie pământul semănat. Bine, alții mult mai înfricoșați decât agricultorii, mă refer la profesori, la educatori. Profesorii în teritoriile ocupate de Federația Rusă sunt impuși să deschidă școlile și grădinițele. În școli sunt aduse manuale din Rusia, încep să fie predate materiile așa cum își dorește Rusia. Directorii se împotrivesc, sunt duși prin păduri, sunt ascunși, dispar profesori. Se fac fel de fel de remanieri în școli pentru ca să fie implementat un sistem de învățământ corect din punct de vedere politic. Cadrele didactice în zonele ocupate sunt foarte presate. Nu mai vorbesc de jurnaliști, că jurnaliștii cam s-au retras de acolo cei independenți, și nu mai vorbesc de elita intelectuală, care sunt țintele regimului de la Kremlin în momentul de față. A și spus-o și Zelenski în acea conexiune cu Parlamentul României acum câteva săptămâni, că profesorii sunt țintele regimului de la Moscova în Ucraina. Nu numai profesorii, toți cei care gândesc altfel sau care pur și simplu gândesc în noțiuni naționale sau în noțiuni ale gândirii critice, după cum spunem noi. Situații și situații, pas cu pas în orașul Kyiv, viața devine normală, oamenii au început să se întoarcă, inclusiv foarte mulți erau în Cernăuți, în Bucovina, în Transcarpatia, în Galiția, au început să se întoarcă în Kyiv. Însă primarul orașului Kyiv spune că este un pas grăbit, roagă oamenii să mai stea unde se află ei, că în orice moment ar putea să fie reluate bătăliile pentru orașul Kyiv, și spune oamenii să nu se grăbească să se întoarcă, însă oamenii se întorc acasă dacă mai au case. Oricum consideră că mai bine decât acasă nu este nicăieri. Chiar mulți din Uniunea Europeană, din refugiații din Uniunea Europeană, s-au întors zilele acestea în Ucraina, chiar peste la frontiera dintre Polonia și Ucraina, unde este cel mai mare flux de oameni. S-a înregistrat astăzi un număr record de oameni, a depășit numărul celor care a intrat în Ucraina, numărul celor care a ieșit din Ucraina. Și în partea cealaltă, în Rusia, ce informație primesc rușii? Ce știu ei despre ce se întâmplă în Ucraina? Da, sunt două lumi izolate absolut, una de cealaltă din punct de vedere informațional, și trăiesc în două cutii de rezonanță diferite. Populația rusă este de ani de zile
ținută sub control informațional în urma mașinării de informare publică sau de propagandă, putem să o numim acum direct, a Kremlinului. Se spune că în Ucraina are loc nu un război, ci o operațiune specială a Rusiei pentru a demilitariza, denazifica Ucraina, de a curăța Ucraina de niște bande de neonaziști, naziști, naționaliști, banderiști, care de fapt ei controlează Ucraina. Rușilor se spune că ucrainenii sunt un popor pașnic și ca atare ei nu au nimic rău împotriva Rusiei, însă ucrainenii sunt controlați de acești oameni, care controlați de America, de NATO și multe altele. Pare a fi o poveste, dar ei cred în astfel de realități. A fost înființat chiar un website acum o lună, care ar fi în traducerea în limba română Crede-mă, tată, în care copiii sună părinții din Moscova, din Petersburg, sună părinții lor sau bunii lor sau rudele lor din Rusia și le explică prin telefon ce se întâmplă în Ucraina și fel de situații în care aceștia nu cred, ei cred mai mult în televizor decât în ce le spun rudele lor din Ucraina. Și ei spun că soldații ruși din Ucraina de fapt au venit să apere poporul ucrainean și n-au venit să comită crime de război sau să facă ceva rău poporului ucrainean. Este o altă lume. Inclusiv am observat și am monitorizat multe mesaje de propagandă, narațiunile dezinformării, potrivit cărora ucrainenii de așteaptă să fie eliberați de Rusia sau orașul Zaporojia a cerut să fie alipit la Republicile Populare Donetsk și Lugansk și multe altele asemenea situații care sunt absolut rupte de realitatea de teren din Ucraina. O ultimă întrebare, Marin German, dacă e să ne uităm la evoluția războiului în ultimele zile. E o concluzie pe care o putem trage apropo de durată? Cât ar mai putea dura această nenorocire? Dacă ar fi să facem o prognoză politologică, e foarte complicat din simplu motiv că ne aflăm în miezul problemei și când un conflict este în desfășurare, e foarte greu să prognozăm când se va încheia, dar să încercăm să facem acest lucru și deja se observă că conflictul va fi unul de durată și ar putea dura, din punctul meu de vedere, până la sfârșitul acestui an cel puțin, cu diferite faze, dar prognoza mea, prognoza altora, prognoza oricui ar putea să fie una greșită. Și foarte mult depinde de luptele din următoarele 2-3 săptămâni din Donbas, care ar putea să schimbe foarte mult echilibrul, situația, configurația militară și geopolitică din această parte a lumii. Ne așteaptă 9 mai, parada militară din Rusia și așa mai departe. Ne așteaptă procesul de încercare de a vinde populației din Rusia operațiunea aceasta specială ca fiind una de succes. Ne așteaptă fel de evenimente foarte triste. Dacă vor fi înregistrate succese în Ucraina de către armata rusă, vom avea în continuare un conflict care se va prelungi, se va opri, din nou negocieri sau așa zise negocieri și apoi iarăși vor continua și aceste pauze mici vor fi folosite de ambele părți pentru regrupare, pentru mobilizare, pentru reorganizare. Mă doare inima să spun acest lucru, dar seamănă foarte mult ceea ce se întâmplă în momentul de față cu un scenariu Siria 2, în miezul Europei și în miezul secolului 21. În regulă, mulțumim tare mult, Marin German, jurnalist, politolog de la Cernăuți, stabilit în România, colaborator Libertate, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Vă așteptăm și pe voi în direct, vrem să știm ce trăiți, ce trăim cu toții în această perioadă, ce învățăm din vremurile astea pe care le trăim și care ar fi lecția pe care am putea o preda copiilor noștri. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Așa cum vă spuneam mai devreme, în studioul Europa FM este medicul psihiatru Vlad Stroiescu. Ce trăim, Vlad Stroiescu, în aceste zile? În săptămâna asta, în zilele astea, a fost Paștele Catolic, urmează Paștele Ortodox. Oamenii se gândeau așa, parcă se apropiau mai mult de ei înșiși și se uitau în inima lor, vedeau ce simt, ce trăiesc, își doreau liniște, pace, sănătate, erau așa cu gânduri bune. Era o perioadă bună, deși noi ne dorim ca în fiecare zi să trăim asta. Ei, acum vedem că trăim într-o lume debusolantă, nici nu știu cum să o numesc. E groaznic ce imagini vedem și nu e film, e realitate. Ce trăim? Da, păi cred că trăim în primul rând șocul realității istoriei.
Vedeți, dumneavoastră, deși războiul ăsta nu e foarte diferit de alte războaie din istorie, singurul lucru fundamental diferit e viteza cu care difuzează informația. Cât de corectă informația? Așa e. Nu știm. Dar istoria trecutului pare o ficțiune. Adică mereu, poate cu un pic de rușine, trebuie să recunoaștem că toți am privit istoria nu ca pe o lecție, nu ca pe o realitate, ci ca pe un roman istoric. Nu? Și când eram la școală, învățam la fel, vedeam marile personaje ale istoriei ca pe niște personaje, nu ca pe niște oameni reali, capabili de lucruri extrem de crude sau, dimpotrivă, de curaj și de altruism nebănuit. Și uite, acum suntem confruntați cu faptul că istoria e cât se poate de reală. Și că merită nu doar o curiozitate nici științifică, nici artistică, ci merită o altă privire. Ce fel de privire învățăm din mers? Nici eu nu știu încă care este privirea corectă din punct de vedere moral, da, afectiv. Sunt și oameni care se gândesc, nu știu dacă asta vine din negarea realității, e prea dureroasă realitatea și atunci ne gândim, dom'le, sunt trucate imaginile, nu e nimic pe bune. E o conspirație ca să ne facă pe noi, nu știu, să ne temem, cum a fost și pandemia. O facem asta pentru că ne e greu să înțelegem realitatea, să o vedem așa cum e. Este un semn al faptului că ne doare. Și asta este deja dovedit, după părerea mea, pentru că recent a fost publicat un studiu foarte mare care a arătat că în pandemia, care, mă rog, avem impresia că s-a terminat, exact, s-a terminat așa ca focus al atenției noastre, să fii deprimat, să ai simptome de depresie, se corelează cu o mult mai mare predispoziție de a crede în toate teoriile conspiraționiste și de a fi convins de tot felul de lucruri foarte deconectate de realitate. Așa, cred că dacă acum, în continuare, ne lăsăm convinși de lucruri deconectate de realitate, nu e decât un semn al faptului că suferim și că suntem, riscăm să suferim chiar și așa la distanță de rachete și de bătaia armelor. Oamenii ar putea spune, dom'le, doare prea tare și atunci mă refugiez fie în teoria ale conspirației. Da. Nici măcar nu conștientizăm că doare. Imediat ne refugiem în zone care par mai puțin dureroase. În ce mai putem refugia? În mâncat, în jocuri, în televizor, în tot ce înseamnă video, filme, calculator, telefon, TikTok. Așa am putea Da, continua. Mâncatul, jocurile, drogurile astea banale, alcool. Etc., sunt refugiile obișnuite și, deși sunt obișnuite, sunt extrem, extrem de nocive și de toxice. Și iarăși o perioadă, dacă eu sunt biciclist, ies adesea pe drumurile de țară cu bicicleta, nu e niciun cătun cât de umil să n-aibă o sală de jocuri de noroc, de exemplu, în zilele noastre. Până acum era Cărciuma, e și Cărciuma, dar e și sala de jocuri de noroc. Toate astea sunt lucruri foarte la îndemână, care ne pândesc după colț. Păi și când doare atât de tare, nici măcar nu conștientizăm că doare, ce să faci? Că e mult mai facil, nu? Să te duci la birt. Sau să te duci la un joc pe calculator. Sunt și semne bune. De pildă, nouă profesioniștilor sănătății mentale, în ultimii 2 ani ne-au crescut enorm de mult numărul de pacienți, ceea ce nu înseamnă neapărat că lumea este mult mai bolnavă. Înseamnă că oamenilor le e mult mai ușor să ceară ajutorul. Când te doare, e cel mai ușor ajutorul. Asta e versiunea bună. Să ceri ajutorul e un semn de reziliență întotdeauna. Și peste tot unde există suferință, există și reziliență. Și probabil că ce merită să facem e să înțelegem mai bine conceptul ăsta de reziliență, pentru că deja dăm dovadă de reziliență. Răspunsul ăsta foarte generos și empatic pe care l-au avut foarte mulți români odată cu criza refugiaților și surprinzător pentru mulți dintre noi, este un semn de reziliență, să-ți pese de celălalt, să iei emoția asta negativă care se îndreaptă spre propriul tău piept ca o săgeată otrăvită și să îi schimbi sensul. În momentul în care ai schimbat sensul, ea nu mai e otrăvită, devine un lucru bun, devine empatie. Asta este un fapt de foarte mare reziliență. Reziliența înseamnă și revoltă, nu înseamnă doar adaptare la mediu, băgat capul în nisip, cum să spun eu, ne adaptăm și îndurăm până când se termină. Reziliență înseamnă rezistență. Și cred că deja în sânul nostru se află chiar și aici o rezistență, ceea ce e un semn foarte bun. În cabinet, ce e diferit față de perioada, nu știu, poate chiar dinainte de pandemie, față de perioada dinainte de război? Ce e diferit? Cu ce vin oamenii diferit?
foarte diferit nu este ca simptome, pentru că simptomele de care se plâng oamenii sunt simptomele the usual suspect, simptomele obișnuite ale anxietății. Insomnii, stare de îngrijorare perpetuă, atacuri de panică, lucruri de genul ăsta. Nu întotdeauna putem să precizăm, să punem degetul pe rană. Culmea că de obicei când punem degetul pe rană, deja lucrurile sunt un pic mai bune când identificăm ce ne îngrijorează. Ce este ciudat pentru mine ca psihiatru este să văd cât de mult suntem uniți de suferința noastră, adică cât de mult ajungem să semănăm unii cu alții în simptomele și în lucrurile, în coșmarurile noastre. Ceea ce în sine mi se pare deja un pic alienant, adică măcar înainte de pandemie, de exemplu, fiecare om avea povestea lui unică pe care puteai să o descălcești cu curiozitate, cu empatie. Acum începem să împărtășim aceeași poveste cu micile noastre variații individuale. Începem să ne transformăm din indivizi în mase. Ceea ce nu cred că e un lucru bun. Dacă aș fi conspiraționist, aș spune că exact asta se urmărește. Wow, adică din indivizii, nu cred că asta se urmărește, dar cred că pandemia ne-a vulnerabilizat și cred că un anumit mod de a privi lucrurile, un anumit mod de a asimila stresul și informația continuă să ne vulnerabilizeze și este foarte ușor de profitat. Adineaur se spunea că Rusia vrea să înlocuiască, să elimine tot ce înseamnă strat intelectual, reprezentanța intelectualității. Da, este adevărat. Întotdeauna, da, ce se întâmplă în școli, asta este un lucru la care nu mă gândisem și care mă șochează adânc. Întotdeauna un regim autoritar nu vrea să gândim, vrea doar să ne temem. E suficient. Gânditul nu e permis. Și cumva o adiere din lucrul ăsta se simte chiar și aici, pentru că nu suntem foarte departe ca distanță geografică. Iar temerile, stările oamenilor, sau cel puțin descrierea lor, e identică. Da. Semănăm unii cu alții. E normal să semănăm în suferință. Dar mereu le spuneam pacienților mei că, deși semănăm în simptome, avem toți povestea noastră. Asta este diferit. Suntem toți victimele aceleiași povești. Mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de aproape suntem de conflagrație. Sunt adulți care vin în cabinet și care povestesc și despre ceea ce trăiesc copiii în această perioadă? Sau sunt copii care ajung în cabinet și care... Acum eu sunt psihiatru de oameni mari, deci nu pot să mă pronunț, mi-aș depăși limitele competenței, e o specialitate diferită. În perioada asta, sigur că e un foarte mare... Noi adulții ne temem când ne gândim la copiii noștri și la viitorul nostru. În primul rând ne gândim la cât de sigur e viitorul lor aici în teritoriile astea mereu instabile, la frontiera dintre imperii, între ghilimele, ne gândim iarăși mai mult ca niciodată. Și în al doilea rând ne gândim cum să-i protejăm de valul ăsta de emoții rele din jur, cât putem mai mult. Copiii și adolescenții au suferit mult în izolarea din perioada pandemiei. E prea devreme să-mi dau seama dacă suferă și cum suferă în zilele noastre. Am văzut multe relatări din mijlocul refugiaților, vorbind despre copii care se joacă liniștiți, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, se dau în leagăne, se joacă cu jucările lor. Asta înseamnă că au niște părinți care îi securizează, care reușesc să-i asigure că totul va fi bine, că atâta timp cât sunt cu mami, vor fi în siguranță. Și cred că prin asta trebuie să începem și noi. Atâta timp cât mami și tati sunt aproape și vor fi mereu aproape, sau cine mai e aproape, ei sunt în siguranță și nu trebuie să se teamă de nimic. Și poate merită să spunem asta, o să îndrăznesc să spun, chiar dacă știm că pe undeva în fața universului, indiferent sau ostil, nu putem spune cu sinceritate maximă, nu știu cum să spun mai cu blândețe treaba asta. Și totuși copiii noștri merită această minciunică albă, să zicem. Asta nu înseamnă să le spunem că totul e bine în lume și nimic nu e real și războiul nu există, și să nu-și facă ei griji de problemele astea, să treacă la lecții și la albă ca zăpada și cei șapte pitici. Putem să învățăm încă de pe acum să profităm și să îi ajutăm să învețe din ce se întâmplă, pentru că învățatul din ce se întâmplă este și el un semn important de reziliență, o manifestare a rezilienței. Iar dacă mă întrebați pe mine ca părinte, ca psihiatru, nu știu, ca părinte, cred că lecția importantă pe care foarte multe povești ne-o spun, povești, cărți pentru copii ne spun aceeași lecție, este că există rău pe lume, nu trăim într-o lume în care răul este absent și că mai degrabă el este, cum să spun eu, nu este întotdeauna, când îl vezi de la distanță, așa poți să vezi personaje rele, malefice, nu? Ca
nu știu, vrăjitoarea cerea din albă ca zăpada, dar între noi răul nu este atât o rea intenție sau ceva malefic și urât, cât el izvorăște foarte adesea din indiferență. Și atunci cred că putem să învățăm pe copiii noștri că cel mai bun mod de a lupta împotriva răului este să ne pese de ceilalți, să nu fim indiferenți. În felul ăsta răul va da înapoi, nu va face față atâta timp cât suntem împreună. Eu cel puțin asta aș încerca să le spun copiilor. Când sunt copii în cameră, închidem televizorul, dacă sunt știri legate de război, închidem radioul? Eu fac asta pentru că știrile sunt extrem de grafice și copiii nu cred că pot suporta descrieri foarte grafice despre dezmembrări, incinerări, e prea mult pentru ei. Noi, adulții, trebuie totuși să fim conștienți de ce se întâmplă pe lume. Pe ei trebuie să-i protejăm. Zic lucrul ăsta fără ezitare. Totuși ei vor fi curioși și se vor fofila și să fie ceva interzis îi va stimula și mai tare și vor vrea să vadă lucrurile astea. Și vor da peste frânturii de informație șocante, peste imagini șocante, da. Să nu ne îndoim de lucrul ăsta. Și atunci trebuie să fim blânzi, nu să le trântim ușa în nas și să-i certăm, ci să încercăm cât de cât să-i liniștim și să explicăm atât cât putem aceleași lecții, că sunt în siguranță, că da, în alte părți se întâmplă lucruri foarte rele, că e bine să ne asculte și să se ferească de imagini foarte, foarte violente. Da, foarte violente. Să încercăm să îi liniștim. Copiii deja sunt foarte frământați. În prima zi, în ziua în care a izbucnit războiul, m-am dus cu fetele mele în parc, ca de obicei. Toți copiii vorbeau despre război, dar vorbeau în felul lor copilăresc. Hei, ai văzut ce s-a întâmplat? Tu cu cine ții? Cu Rusia sau cu Ucraina? Zicea un copil. Sigur, este un mod copilăresc și prin joc de a vedea lucrurile, dar asta este funcția fundamentală a jocului. Un mod de a percepe realitatea la nivel de copil. Deci oricum vor fi extrem de interesați de subiectul ăsta. N-avem cum să-l camuflăm sau să-l ascundem. Le transmitem din nou celor care ne ascultă acum că pot intra în direct cu noi. Nu știu dacă aveți nelămuriri, nedumeriri, ofuri. O puteți face. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi în direct cu noi. Medicul psihiatru Vlad Stroescu este în studioul Europa FM. Care crezi, Vlad Stroescu, că este pericolul din spatele maselor, din faptul că avem cu toții acum aceeași stare, aceeași durere, aceeași suferință? Care ar fi el? Cred că pericolul. Emoțiile în sine, rele sau bune, nu sunt cu adevărat rele. Ele ne ajută să, în primul rând, funcția lor fundamentală este să prioritizăm informația, să nu lăsăm realitatea să ne scape printre degete. Însă nu putem tolera la nesfârșit emoții foarte rele, mai ales când ele sunt peste tot împrejur. O să ne imunizăm, între ghilimele. Mai bine zis, o să ne ardem, o să facem faimosul burnout. Ăsta este marele pericol. Și mărturisesc că sunt deja un pic îngrijorat. După lecția pandemiei, parcă deja amorțeala se instalează deja. Adică după valul de panică de la început, inclusiv la cabinet, în primele zile, am văzut foarte mulți oameni panicați. Panicați în primul rând de soarta lor, că ar putea fi implicați în mod direct în război, că poate că ar trebui să fugă, că poate lucruri de genul ăsta. Acum deja lucrurile par să fie instalat așa o tăcere și nu-mi dau seama încă dacă e o tăcere dinaintea furtunii, adică o tăcere de expectativă, de așteptare, sau pur și simplu deja sunt primele semne ale amorțelii. Și când amorțim așa se întâmplă multe lucruri, dar cel mai grav este că e cumva un fel de inflație a valorii vieții omenești. Ne obișnuim cu gândul că viața noastră nu valorează așa de mult pe cât credeam, că este volatilă, că s-ar putea să nu murim la adânci bătrâneți înconjurați de nepoți, ci într-un mod violent mai devreme decât ar trebui. Și lucrurile astea încetul cu încetul se devină banalități. Cum sunt convins că, din păcate, începe să se întâmple în Ucraina. Ca în orice teatru de război. E banalitatea, există în continuare frică și groază, dar lucrurile devin cumva banale. E o banalitate a fricii, o banalitate a groazei, o banalitate a răului până la urmă, nu? Cum spunea Hannah Arendt. Și cred că ăsta e pericolul major în clipa de față. E ceva ce învățăm și e valoros în perioada asta? În ciuda dramelor, în ciuda morții, în ciuda copiilor, femeilor, bărbaților care suferă, în ciuda oamenilor nevinovați. E ceva valoros ce învățăm noi? Ce învață poate ucrainenii? Putem extrage binele? Îndrăznesc să spun că da. Pentru că în perioade de pace este foarte ușor să fim toți generoși, plini de empatie. Este foarte ușor să ne imaginăm că psihopații sunt mereu alții
când de fapt toți avem în noi capacitatea de a face și gesturi psihopate, de a ne bloca empatia, de a nu ne păsa de ceilalți, de a ne păsa mult mai mult de cei apropiați nouă decât de sau îndauna celor un pic mai depărtați, și cu toate astea, în vremuri atât de grele, sunt oameni care nu se transformă în ceva rău, din contră, se transformă în ceva mai bun. Lucru care nu era vizibil, nu se putea vedea pe timp de pace. Vedem acum că există extrem de multă generozitate în lume, că există reziliență, că există nevoia de... E o nevoie fundamentală în noi de a ajuta pe ceilalți. Nu e doar un impuls cu totul, cum să spun eu, altruist, dezinteresat. Și ne putem manifesta nevoia asta. Și există în ea o răsplată pentru noi, care se întoarce asupra noastră. Și astea sunt lucruri extraordinare. Din păcate, prețul este mult, mult prea mare. Aș fi preferat de 1000 de ori să beneficiem de faimosul sfârșit al istoriei și să fim liniștiți fără să știm care dintre noi e psihopat și care e sfânt. Cei care ne ascultă ar putea spune, da, dar noi nu putem face acum asta, nu înțelegem exact ce trăim, nu știm când intervine panica ce să facem. Domnul doctor a studiat medicina, continuă să studieze, e simplu. Te-aș întreba cum ai trăit momentul izbucnirii războiului și omul Vlad Stroiescu cum trăiește povestea asta? E ceva ce te vulnerabilizează și pe tine? Bineînțeles, eu dintotdeauna am încercat să militez, dacă e ceva militant, dacă e vreun os de militant în mine, am încercat să militez pe faptul că doctorii sunt cât se poate de oameni ca și... Nu există o diferență fundamentală între doctori și pacienți. Și stilul ăsta al nostru, cum să spun eu, vechiul stil paternalist, a fost destul de păgubos în ultima vreme. Deși primul reflex este, cum a fost în pandemie, dacă vă aduceți aminte, primul reflex a fost acela de a-i venera pe medici, într-un mod exagerat. Chiar dacă foarte mulți au suferit enorm atunci în linia întâi, dintr-o dată, la un moment dat, pictam pe pereți imagini cu medicii sfinți, ca lucrurile să se acrească foarte repede după aceea și să fie oameni care au dat cu pietre în ferestrele sau în capetele medicilor. Așa că da, suntem cu toții la fel de vulnerabili în situația asta. Am și eu enorm de pierdut, am o familie, am două fete minunate, am o carieră, mai am atât de multe de făcut. Asta deși este, cum să spun eu, între ghilimele, doar pe jumătate ghilimele, este epoca psihiatriei. Niciodată n-am avut atât de mult de muncă și atât de mult de învățat din viața mea profesională. Și în momentul în care intervine nesiguranța asta și panica răului, gata, nu mai e nimic bun, nu mai vedem nimic, a venit primăvara, nu putem să ieșim în parc, nu putem să ne dăm pe bicicletă, apropo de asta, gândurile ne copleșesc, e ceva ce mai poți face atunci? Sau depresia e deja instalată? Evident că poți să faci, că te duci și te tratezi. Da. Eu cred că merită să ducem fiecare din noi în parte micul nostru război pentru normalitatea din jur. Am spus-o de la bun început. Am scris un articol la un moment dat în care spuneam că arma noastră este firescul. Iarăși, ca să fiu un pic, să abdic un pic de la normalitate și să fiu conspiraționist, dacă suntem într-un război, noi, românii, suntem într-un război psihologic și cred că vom juca, vom cânta în strună inamicului dacă dintr-o dată vom ceda panicii totale și ne vom dezmembra viețile ca să... De groaza că ele oricum se vor fărâmița singure. Și atunci cred că este foarte important să continuăm să ne vedem de viețile noastre, așa cum spunea jurnalistul de adineauri, că cei din Cernăuți își văd de viață în mod normal, în ciuda valului de refugiați, viața pare să-și continue un anumit normal. Normalul ăla e foarte important, nu e o minciună. Nu este o negare, nu este un teatru... al absurdului, este și ăla un semn de reziliență. Și cred că e important să continuăm să facem lucrurile pe care le făceam și până acum, chiar dacă este un pic ciudat să ne facem planuri despre ce vom face peste 10 ani, cum e întrebarea aia faimoasă de la interviu. Putem să ne gândim ce vom face în lunile următoare. Avem dreptul să facem lucrul ăsta. Eu am dreptul să continui să merg pe bicicletă, pentru că îmi place foarte mult și mă ajută să-mi restructurez mințile. Am dreptul să mă joc cu copiii mei, să le spun povești, să mă duc cu ei în parc. Sunt importante lucrurile astea. Am dreptul să mă văd cu prietenii în weekend și să discutăm, să îndrăznim să discutăm și despre lucrurile importante pentru noi și pentru oamenii noștri dragi. E important să facem lucrul ăsta. Da, la un moment dat s-ar putea să constatăm că suntem incapabili să mai facem. Oricât ne-am dorit, nu putem. Atunci e momentul să cerem ajutorul.
E greu să constatăm că suntem fragili, că suntem trecători. Eu nu știu dacă educația încă de mici n-ar trebui să se poarte așa. E important să ne bucurăm de fiecare zi, de prezent, de clipă, pentru că oamenii sunt trecători. Se nasc, mor, vin alți oameni. Sau e prea tare pentru a ne educa copiii așa? Și poate vom privi și momentele astea teribile cu înțelepciune, mă gândesc. Da, fără să vreau să o dau acum într-un tradiționalism de ăsta postmodern, cândva așa era. Copiii de mici știau că există un ciclu al vieții și al morții, știau că există un gen de continuitate și e drept că în ultima vreme chestia asta a fost trecută sub tăcere. Adică nu vorbim foarte mult despre cercul vieții. Vorbim mai mult despre satisfacția imediată, despre imagine, despre cât de frumoși suntem și de cât de musculoși suntem și cât de mult contează aspectul, mai puțin despre lucrurile ce țin de destinul nostru de oameni. Avem liber arbitru, putem să facem foarte mult în lume și să creăm sens în jurul nostru, dar până la urmă avem și un destin. Suntem trecători și pe toți ne așteaptă aceeași soartă. Și nu trebuie lucrul ăsta nu trebuie deloc să ne aducă disperare, pentru că miracolul, dacă este unul, este că trăim, că putem fi optimiști, că putem construi, în loc să se aleagă praful de tot, noi construim. Nu? Entropia dictează că se va alege praful de tot și cu toate astea, în ciuda entropiei, noi construim și creăm sens. Asta este un lucru minunat. Și putem face asta chiar și în vreme de război. Dar da, uite că istoria ne dă niște lecții legate de fragilitatea și de vulnerabilitatea noastră. E depresia și boala viitorului, nu doar a prezentului? Depresia a fost întotdeauna alături de oameni, de la bun început. Există semne că există depresie și la câini, pisici și la alte. Culmea e că alte probleme psihice, nu știu dacă există psihoze, schizofrenie, de exemplu, la pisică, habar n-am, nu cred. Dar depresia este universală, din păcate, este în lumea vie. Nu e un lucru bun, este ceva profund, este forța entropiei, dacă vreți, lipsa de sens și cedarea în fața faptului că toate energiile noastre par a fi în zadar în cele din urmă. Și atunci o să fie cu noi și a fost în trecut, este în prezent și o să fie și în viitor. Dar întotdeauna o să fie și reziliență și până la urmă asta contează, pentru că entropia avem oricum și risipirea eforturilor avem oricum. Dar reziliență și negentropie, nu știu cum să spun mai bine, asta este partea cu adevărat frumoasă și importantă a vieții. E un îndemn minune, un îndemn miracol pe care îl folosești în discuțiile cu clienții tăi, cu pacienții tăi, pentru cei care îți spun nimic nu mai are sens. Ce îi spui unui om care spune nimic nu mai contează, nu mai văd un sens în nimic, nu mai îmi trebuie nimic? Ce îi spui? Nu am o formulă motivațională care să... Nici nu cred în motivaționalismul ăsta de lozincă. Încerc în primul rând să ascult. Cred că este mult, mult mai important să ascultăm și să încercăm să înțelegem prin ce trec oamenii, ceea ce e teribil de greu. Mai ales cei dragi, când văd pe cineva deprimat, se revoltă și uneori sunt chiar agresivi. Dar ce ai dragă de ei? Ce-ți lipsește? Foarte mulți întreabă. Ai tot ce-ți trebuie. Ce-ți lipsește? Vrei să ne pedepsești? De ce ești așa? Ori nici vorbă de așa ceva. Deci deja este enorm dacă ești în stare să asculți și uite, asta e. Într-un fel e o dramă. Trebuie să existe oameni profesioniști care să fie plătiți să asculte, pentru că pentru cei dragi uneori e mult prea mult. Deci dacă ascult, deja fac mare lucru. Și apoi încerc să explic că deși lucrurile astea pe care ți le dictează starea emoțională, depresia, sunt plauzibile, sunt de fapt niște deformări ale realității. Mi-a plăcut foarte mult o expresie de a lui Andrew Solomon, adevăruri mincinoase. Par plauzibile și sunt perfide din cauza asta, dar nu sunt. Sunt doar deformări ale realității date de depresie. E foarte greu să explici asta, pentru că mereu ți se va spune, uită-te peste graniță ce se întâmplă în Ucraina. Da. 2 minute mai avem la dispoziție. Oferă-ne un ghidaj în vreme de război, ca să trăim, să trecem mai ușor prin perioada asta, să o înțelegem, să nu ne ascundem de ea, să o privim în față, să o conștientizăm, dar să ne fie mai ușor, chiar dacă moartea e acolo și e la tot pasul. Ce-i de făcut? Păi, în măsura în care sunt posesorul unui ghidaj, că nu sunt doar aceleași câteva idei de bun simț, cred că deja am spus. Lucruri simple. Merită să facem sport, apropo de bicicletă. Merită să nu uităm pe cei dragi și să ne jucăm cu
copiii noștri, de exemplu, sau cu cine avem prin jur. Merită să ne vedem de rutina noastră zilnică. Nu greșim dacă facem lucrul ăsta. Merită să ajutăm pe ceilalți și să o facem cu cap, pentru că nu suntem întotdeauna capabili să dăm totul din prima. Vom ajunge la burnout. Și există chiar și o profesionalizare a voluntariatului. Și e bine, cât facem voluntariat, să încercăm să ne profesionalizăm și în privința asta. Și în sfârșit să nu ezităm să cerem ajutorul, pentru că ăsta este întotdeauna un semn de putere și nu o slăbiciune, cum am fost învățați unii dintre noi. Te mai așteptăm în studioul Europa FM. Oricând. Mulțumim tare mult, medicul psihiatru Vlad Stroiescu a fost alături de noi. Ne oprim aici cu Piața Victoriei, sărbătorii cu liniște tuturor, pentru că ne vom revedea nu săptămâna viitoare, ci cealaltă. Un Paște liniștit, vă doresc cu multă sănătate și nu plecați acum, în doar câteva momente urmează știrile Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.